Salutare pandalinilor, ei bine, am pierdut un challenge cu Ovidiu700 care este lângă mine. Salutare! Băi, faza este că am devenit panda pentru un episod, ei bine, haideți să vă explic. Ideea este că am făcut noi un challenge postat ieri și acolo, dacă ați văzut bine, am început challenge-ul pe canalul meu și l-am continuat pe canalul lui. Căutați-l pe YouTube Ovidiu700, el este un panda. Și am fost obligat să devin și eu panda pentru un episod, pentru că cel care pierde trebuia să fie celălalt animal. Adică dacă Ovidiu700 pierdea, ei bine, el trebuia să devină un raton sau panda roșu, cum vreți voi să spuneți. Ok, să nu vă aud în comentarii că sunt mai frumos sau mai urât sau ceva, nu mă enervați, că vin și vă mușc, am nevoie de bambus! Ok, păi ne-am ales să jucăm aici un simulator, că ideea era să faci un episod cu panda. Dacă pierd eu. Și ce puteam să fac mai mult decât o zi din viața unui panda? Dacă tot sunt panda, mi-am și pus numele Ovidiu700. Pandalino pe zona. Mergeți acolo la el și abonați-vă. Ia uitați-vă, băi frate, sunt un panda. Vreți să vedeți ce pot să fac? Mi se pare cel mai șmecher lucru, ia. Uhuu! Ești că-s o gazelă, mă. Uite, bambus. Eu sens că, du-te mă, do you want to play hide and seek? Me and my friends will hide in the woods. And you will have to find... Hai să jucăm, mă, v-ați ascunselea. Ești nebun. Un panda se uită la un panda care se joacă cu un panda. Uite, un melc. Poți să-l bat. Bat un melc, frate. Ce ai cu el? Uite, poți să-l mănânci. Eat. Gat. Ia, mănânc. Mănânc și asta. Bă, fuge. E pur. Dar nu, că-l prind. Îl prind. Nu l-am prins. Bă, dar-s greu, îs graz, mă. De bia dau cu spatele. Nu uitați de un like, un share, un subscribe și la mine și la Ovidiu700 neapărat. Căutați-l acolo pe YouTube. Nu mai pot să-l mănânc, mă. Nu cred că mai mi-e foame. Săracu. Trebuie să găsesc 4 panda, dar vreau să mănânc prima oară bambus. Cred că e în stânga, acolo mâncarea. Știu. Ia uite, bă, vulpi, aveți-o văd acolo, în dreapta. Hai să vedem. Nu știu, aoleu, m-am potmolit în copac. Vin după voi. Pe cred că se caut pe ăștia, nu? Panda, trebuie să găsești pandalini. Știu, trebuie să găsesc 4 pandalini. Uite o insulă. Hai, bambus. Dar oricum, dacă cei vechi de pe canal, ei știu că eu am fost și panda o vreme. Într-o viață anterioară. Da. Și de asta-s panda roșu acum. Băi, pentru cei care întreabă dacă eu sunt panda roșu sau raton, ideea este că sunt panda roșu, dar dacă căutați pe Wikipedia sau Wikipedia, cum zice lumea, o să găsiți că panda roșu nu este de fapt panda, face parte din familia ratonilor. Dar ca să fiu eu frate cu oviță, de asta-s panda roșu. Doi pandalini. Și pentru numele lui Dumnezeu, nu sunt frate real, gen nu suntem frați de sânge, eu cu Ovidiu700. Ba da, vă minte. Doar cu Houdini, că îi scrie și lui Ovidiu și mie. Ia uite, bă, sunt în oraș, ești nebun? Uite o pisică. Dar nu, o omor. Nu, lasă pisica. Hai mă, colaz, mă. De fapt am dat, dar n-o dat. Unde naiba span... Uite, poți să-l omor pe ăsta, ești nebun? Pe ăsta da, dă-i. Hai că-l bat. Hai că poate-ți două sabie. Ce sabie, care punga la el? Bă, ce carată mi-o dat. Cine știe cum o scoate? Da, îl bat, îl bat, îl bat. Ha! Bă, dar pandalinii n-ar trebui să fie așa agresiv. Bă, eu sunt. Când sunt panda, sunt agresiv. Ăsta îmi strică imaginea. Uite, unul. Uite un panda. Uite un berbec. Dă-l naiba. Mă duc la panda. Vezi că jos ai o bară verde care se încarcă când te bați. Nu știu, cred că e Pac XP, cred că. Am găsit unul. Panda. Deci să mai găsești 3 și asta e misiunea. O zi din viața unui panda. Îl miros în fund. Bă, pleacă, bă. Uite că vreau să-l văd din față, așa să am un thumbnail. Uite, de ce ești trist, bă? Salut, frate. Arată super fain. Ăla-i frate, mea. Ok, haide. Uite încă unul. Easy peasy. M-am sărit peste copac, bă. M-am împiedicat. Ăsta ce naiba are? Ies inimi din fund. Uite că asta acolo în imagine face cu unul. Make a family. You have made a family. Ăsta nu-i panda-ul pe care trebuia să-l găsesc. Am găsit. Am găsit o pandalină. Te duc la mine acasă. Nebun, o sar pe tine. Tigă la mă bate. Ăla cred că te bate, bă. Dar nu, că mă duc pe el, băgăm ia și piciorul. Aolo. Mă bat cu tigră. Distrugi familia, bă. Îl bat, îl bat, îl bat. Mă ajută. Fii atent că te ajută. Bravo, femeie. Dă-i femeie.
Forță. E tare jocul, sincer nu mă așteptam. Mi se pare chiar interesant. A, uite aici cât sunt, bă. Ăsta era chiar sub copac, nu-l văzusem. L-am găsit pe încă unul. Nu știu cum se numește, dacă mă întrebați, am căutat Panda Simulator. Uite, șarpili. Șarpili, direct pe el. Mamă, ce-am făcut? Trebuie să dau mașalier. Te-ai împiedicat? Da, aolo, până mă întorc, eu îmi bagă statul veninul în cur. Hai, nevastă! Păi, fain, mă, să e familie, mă. Și copiii unde-s? Păi, lasă. Numai pandalin pe fundal. O să-i fac și eu. Ia, pot să mănânc, nu pot să mănânc șarpili. Hai, nevastă, să căutăm. Trebuie mâncare, bă, să mânci niște bambus. Da, cam trebuie. Uite, după săgeată, bă. Da, bă. Mai ai un pandalin de găsit. Uite, o vulpe, uite-l acolo. Uite pe Foxy. Da, am văzut pandalinul. În jocul ăsta e toată lumea, bă. Da. Houdini, unde-i? Uite-l pe Houdini. Gata, bă? Gata. Ce tare. Continuă. Deci pe misiune, bă, deci nu doar stai. Mamă, m-a ridicat în două picioare. Ce-am vrut să zic, mă? Bă, uite, să bambus. Mănânci, bă. Am găsit bambus. Bă, dar-s gras rău de tot. Așa-s pandalini, lene și grași. Unde leneși? Că uite ce țopăi. Na, păi, eu nu prea țopăiam așa de obicei. Gata, ai și mâncare, ai și bănuți. E tare faza asta că m-a părut ridicat așa. Ia mă urcă, te-o da, ridică-te în două picioare. Stai, nu că așa m-a atacat. A, ba nu. Mamă, ce spate are, ăsta merge la sare. Dar de ce nu stă mai mult? Păi în pantă, cade în pana mea. În panda mea. E gras. Încearcă aici pe sol. Aolo. Hai că ai sărit. Uhuu! Da, ia uite. Ia uite bă cum stă, bă. Uite ce codiță are. Și pot să merg în timpul ăsta? Ar fi ceva. Nu mai vrea, mă. Dar ce misiune mai ai? E obosit. Păi nu știu, trebuie să iau altă misiune. Nu mai vrea. Mă o să mai bat ceva. Și ăsta, a, uite, de aici ai o misiune, gata. Da, așa e că e tare? Ar trebui să-l încerci și tu. Pentru un joc de telefon. The competition of our forest animals will be begin soon. Everyone can participate. Will you take a part? Yes. Băi, genial, mă. Cursă cu Foxy și cu Tini. Și vocea mea rip. Și la vine e felina asta. Uite că sare pe ea, băi, potolește-te. Eu cu... Opa, opa, nu, o să ia ea. N-ai nicio șansă să întreci o felină cu un pandalin gras. Uite cum sare, bă, e nebun, bă. Nu mă las. Uite că te urci pe ea. Bă, fă curba, bă. Aolo. O rata curba, nu e un pandalin rapid. A, păi e gras, frate. Nu l-am învățat bine. Că-l prostesc, că-l prostesc, merg pe aici și ea. Mamă, de fapt el te-a prostit. Tu ai mers. Și oare dacă sar, nu mă ajută? Bă, cred că mergi mai repede dacă sar, că am văzut că aproape l-ai întrecut atunci când se le-ai. Zici că sunt panda delfin. Exact, jur. Vezi, te apropii tot mai mult de el. Finish-ul. Mamă, oponentul. Păi și nu mai pot să o dau odată? Și m-a lăsat aici, frate. O veni și soția. Ia du-te un pic pe podul ăla, bă, lasă misiunea. Du-te pe pod. Ce găsești acolo? Sau în apă, oare mori în apă? Uite o pisică. Pot să bat pisica. S-o piedicat. Gata, frate. O, un racu. Vreau să barat. Mănâncă racu. Aolo, dintr-o bucată. Gata, nu mai bat pisica. Mă duc să mai încerc o dată. Adică dacă bați pisica, îți sar oamenii în cap. Că nu pisica, că am pățit și eu de astea. Ia, mai pot să fug o dată? Ninjas attack the village, you have to help people, they just can not cope with ninjas. Gata, frate, ajut satul. Asta e ultima misiune pe care o facem. Te bați cu ninja? Ia uite-l pe Houdini, bă! Cățelușul. Încălcam peste el. Deci trebuie să te bați cu ninja acum. Deci unde-s ninja-lăi? Păi nu știu, îmi zicem direcția asta, ci cu ataca satul, dar am trecut de un sat. Ăsta o fi satul, mă. Sigur, bine săgeata încolo, că nici nu-mi dau seama. Da. Da, încolo. Nu merge încolo, dacă așa zice. Păi și prin apă, așa. Și așa am zis să intre prin apă, să vedem. Hai. Te speli un pic. Ser mereu, că merg mai repede. Bă, dar e drăguț, mă, pentru un joc de telefon. Exact un delfin, oaie. Ce tare, ei. Cum mă înnoară, nu pot să sară în apă. Cum dă din buci. E tare, mă, jocul. Uite satul. Ăla, cred că-i da.
încet acolo, nu mai puteam merge mai tare. Nu, că merg eu acum încet ca să-mi refac. Ia uite, energia. Pe energie, Panda. Uite, bă, ninjală-i, bă. Unde, bă? Ăștia doi, cred că-s. Fraier, ăștia doi, o prelua satul. Uite, căluțul. Uite, pe ăștia doi, da, bă. Fargei. Unde, e femeia cu mine? E femeia cu mine. E da cu fundul pe la noi. Aaaa, dar nu m-am ridicat eu acum. Aoleu, că m-ai spart cu sunetul. Mama, dacă îmi dau ăștia din mâini. Vai, 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 o să-mi o iau, bă. Bine, bă. Hai, nevastă! Dacă n-aveam nevastă, n-aveam nicio șansă. Femeia, da. Uite, bă, femeia te ridică, femeia te coboară. Da. În cazul tău te cam ridică sau... Ce? Level 2, ai făcut level! Ah, și cred că îmi dă viață? Nu-mi dă. Bă, dă-i n-o, femeie, descurcă-te. Femeie! Hai că fug până bate femeia. Uite, bambus, puteai să mănânci bambus. Bă, femeie, mă ajuți? Puteai să dai și tu ca să dea și ea. A, la limită, uite-te la viața mea. Bine, mă. Ăla-i boss. Ești un pandalin adevărat, respect. Respect. Mă duc numai să mănânc și așa încheiem, am salvat și satul. S-ar putea să mai jucăm joculețul ăsta dacă vă place, mie sincer chiar mi-a plăcut. Dar nu o să mai fim panda. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să mergeți la Ovițianu, Ovidiu 700, căutați-l pe YouTube. Dacă nu aveți primul link din descriere către canalul lui, sper să nu uit, dar dacă uit, căutați Ovidiu 700 pe YouTube, o să-l găsiți, așa arată el cum sunt eu aici. Și toate cele bune, vă salutăm cu respect, am pierdut, dar practic am câștigat o soțioară panda acolo. Uite pe Lavinia, bă. Uite pe Lavinia, s-a ridicat Lavi. Ce faci, Lavi? Stai jos. Pupața, școada. O iau în brațe, am mușcat-o de gât. Gata. Toate cele bune, vă salutăm cu respect. Pa, pa! Pa, pa!